Reprezentanții PSD Călăraș au organizat în data de 10 iunie, ziua înălțării Domnului, mai multe acțiuni pentru omagierea eroilor neamului. În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul formațiunii politice, reprezentanții PSD Călăraș au transmis câteva cuvinte pentru a marca importanța acestei zile, iar președintele Vasile Iliuță a prezentat programul manifestărilor organizate în această zi de mare sărbătoare pentru creștini din România. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat. Astăzi e o zi cu mare încărcătură. Ziua eroilor, ziua în care Domnul s-a înălțat la ceruri, o mare sărbătoare a creștinilor ortodoxi din România și nu numai a creștinilor, a tuturor celor care țin și comemorează eroii naționali la nivelul României. Astăzi în Călăraș și noi comemorăm eroii, vom fi prezenți astăzi în mai multe localități, în municipiul Călăraș, Comuna Vâlcelele și în Comuna Cuzavodă. Împreună cu noi, pe lângă domnii parlamentari în funcție, primarul municipiului Călăraș, vicepreședinții Consiliului Județean, astăzi la invitația organizației județene și a celor două organizații de la Cuzavodă și de la Focoșan, avem invitat special pe domnul ministru Petre Daia, cel mai iubit ministru care a guvernat, să spunem, România în zona agricolă. Și așa aș vrea să dau cuvântul tuturor celor prezenți să spună câteva cuvinte de această zi importantă, ziua de înălțare la români și la călătășeni. Domnule Mitică Coarnă, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că este o zi extrem de importantă pentru că acum 4 mai 1920, când un decret, 1913, a fost consacrată această zi națională a comemorării bărbaților și femeilor care s-au jertfit în armata română pentru idealurile naționale. A fost luată decizia să fie sărbătorită în aceeași zi cu înălțarea Domnului. Deci, practic, este singura sărbătoare națională care se mută. Sunt 101 ani. Poate nu e întâmplător acest lucru, pentru că la 4 iunie 1920 a fost semnat tratatul de la Trianon. Deci, tot în acest an, împlinim 101 ani de când Transilvania s-a unit cu România, de când este reconstruită granița de presă. E și sigur că acel moment nu l-a marcat, nu înțeleg de ce. Noroc, într-un fel, în ghilimele, vorbim cu cei de la Carifica care ne-au adus aminte scriind pe monumentul Mihai Viteazul Trianon. Noi, instituțiile statului român, au trecut pe lângă acest subiect, deși este un extrem de important, 1920, 5 iunie, Trianon. O să mă opresc aici pentru că avem un om de valoare, un om pe care l-am prețuit dintotdeauna. Domnul președinte spunea de ce, o să-i spun cel mai bine între pământeni. Cel mai bine între pământeni, pentru care are o legătură directă cu pământul, este omul care, practic, a reprezentat foarte bine Partidul Social-Democrat în zona agricolă. Să știți că, într-una dintre emisiuni, într-o pauză de publicitate, Robert Tocescu spunea așa: domnilor, oamenii îl regretă pe Daia. Îi spunea uneia de la USR și venea. Și cu asta am spus totul. O zi minunată tuturor și să-ți dea Dumnezeu numai bine. Mulțumim, domnule deputat Dumitru Coarnă, domnule vicepreședinte în Ghiță Veștea. Mulțumesc frumos. Bună ziua tuturor. Hristos a înălțat. Pe lângă acțiunile pe care le-a anunțat mai devreme domnul președinte, aș vrea să vă anunț și eu că în municipiul Ortenița, o delegație a organizației PSD Ortenița, condusă de către domnul Pițo Ion, viceprimarul localității, va participa la depunerea de coroane organizată de municipiul Ortenița. O altă acțiune pe care sunt tare mândru că o vom organiza în cursul zilei de astăzi și pentru care trebuie să mulțumesc domnului ministru Petre Daia, este vorba de vizita pe care o va avea în Comuna Frunșani, unde va participa alături de candidatul nostru, Baron Fiscal, la o întâlnire cu fermierii din zonă. Vă mulțumesc tuturor și Hristos s-a învățat. Mulțumim. Domnule director al Spitalului Județean Călăraș, Bogdan Cristian Mihai.
Bună ziua, astăzi este despre eroi. România, în general, ne place sau nu ne place, nu prea își respectă eroi. Nu își respectă eroi decât în momentele în care trebuie să-i comemorăm, dar cred că ar fi mai important să-i respectăm și atunci când, în respectul nostru, ceva s-ar putea întoarce către ei. Eroi sunt mulți. Sunt eroi cei care își jertfesc viața zi de zi pentru a reuși să salveze o altă viață sau pentru un ideal. De asemenea, în ziua de astăzi, găsim eroi în absolut toate straturile societății. Cred că ar trebui, cumva ca stat, să ne îndreptăm mai atent atenția către tot ceea ce înseamnă recunoașterea celor care, la un moment dat, pot să-și pună viața în pericol, cum am spus, pentru un ideal sau pentru a salva o altă viață. Cam atât, vă mulțumim. Mulțumim, domnule director. Doamna director a Bibliotecii și Județene, doamna Mintea. Bună ziua tuturor, Hristos a înălțat. Sărbătoarea de astăzi bate la ușa sufletelor noastre din interior. Ne invită la reflecție, ne invită la o analiză a faptelor noastre. Pentru că toți creștinii știm că bunătatea lui Hristos, iertarea lui, iubirea lui, jertfa lui, toate sunt realități care se văd pe acolire. Nu este întâmplătoare comemorarea eroilor în această zi. La Biblioteca Județeană, noi astăzi comemorăm eroii din învățământ. Premiem 10 profesori, profesori de nota 10, oameni care și-au dedicat, își dedică, sunt oameni devotați acestei profesii și copiilor pe care îi îndrumă. În calitate de președinte interimar al Organizației de Femei, doresc tuturor creștinilor ca sărbătoarea de astăzi să le aducă liniște, pace și multe clipe de bucurie. Mulțumim, doamna director. Domnule vicepreședinte, secretar general al Partidului Social Democrat, mulțumesc, domnule președinte, Hristos a anunțat de cum și eu. Într-adevăr, este o zi mare și importantă pentru toată creștinătatea. Poporul nostru de astăzi o să participăm la acțiuni de depunere de coroane. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Domnule primar al municipiului Călăraș, Marius Dulce. Bună ziua, Hristos a anunțat, așa cum v-am obișnuit, municipiul Călăraș onorează și cinstește eroii neamului în fiecare an. Mai departe, demonstrăm că suntem aproape de Asociația de Veterani. Astăzi vom inaugura un nou sediu al Asociației Veteranilor care au luptat în Afganistan, Irak și tot, toate țările care au mai fost pe lângă Irak, pentru că știm care a fost intervenția armate acolo. Și, drept urmare, îi cinstim pe toți cei care au luptat pe aceste fronturi. Închei acum și vă anunț că suntem aproape de cei care au suferit, pentru că o să vedeți la urmă la noua asociație pe care o nouă serie pe care o înființăm astăzi, veți vedea pe panoplie oameni tineri care și-au dat viața pe aceste fronturi. Cinste eroilor neamului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, domnule Constantin Bărcă, deputat. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua. Hristos a înălțat. Astăzi este o zi de mare însemnătate pentru poporul român. Celebrăm deopotrivă Ziua Eroilor, fiind sărbătoare națională, și înălțarea Domnului la ceruri, fiind a 40-a zi de la Paște. Clopotele bisericilor ortodoxe bat astăzi în semn de recunoștință pentru eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară, cei care s-au sacrificat pe câmpul de luptă, în lagăre, în închisori, pentru a apăra patria și credința creștină. Astăzi este vorba despre întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. Le închinăm tuturor această zi, fiind o sărbătoare de mare însemnătate. Le dorim tot, le arătăm tot respectul cuvenit și sperăm să nu fie uitați niciodată. Sigur, le dorim glorie.
Dumnezeu să odihnească în pace. Salutăm vizita domnului ministru Petre Daia în județul nostru. Este o bucurie revenirea dumnealui. Îi mulțumim pentru sprijinul pe care l-a acordat și l-acordă de fiecare dată și fermierilor călărășeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Domnule senator Nicușor Cernoiu. Bună ziua! Într-adevăr, astăzi este o zi deosebită, o zi în care, practic, avem două sărbători, sărbătoarea Înălțării și ziua Eroilor, o zi specială, care este completată, în primul rând, cu venirea domnului ministru Daia, așa că ne place nouă să-i spunem, o zi plină de evenimente, o zi în care toată echipa PSD este alături de cetățenii din județul Călăraș, o zi în care celebrăm aceste evenimente alături de niște oameni deosebiți. Suntem o echipă de valoare, oameni de valoare, cu un om care a demonstrat la Ministerul Agriculturii că îi pasă de fermieri și de agricultori. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule senator Cernoiu. Ai făcut și introducerea povestind despre primul om al agriculturii românești, nimeni altul de ministru Petre Daia. Mulțumesc, bine. O lacrimă aducere aminte pentru cei ce au zidit prezentul cu jertfa trecutului, cu gândul la binele fiecăruia și cu dragostea față de țară, îngăduiți-mi să vă duc salutul de respect dumneavoastră, mass media, pentru ce ați făcut în această perioadă grea pentru țară, extrem de dificilă, iar dumneavoastră ați introdus în casele acelora care o bună bucată de vreme au stat închiși de frica morții, informația medicilor a acelora care au stat pavăză la capul bolnavului. Vă felicit și vă doresc succes în valoroasă voastră activitate. În același timp, îngăduiți-mi să dau salutul de respect tuturor călărășenilor și, în mod deosebit, făuritor domnului Hran, unde putem vedea fiecare, indiferent în ce zonă a acestui frumos județ, ei s-au străduit fără măști, fără combinizoare, cu frica morții în suflet, dar cu dorința de a lucra pământul, să arate astăzi rodul muncilor. Am plecat la ora care m-a mișcat tot timpul din patul, când liniștea se întrerupea cu gândul încotro eu. Am plecat la ora de 5 să văd câmpurile României. Formidabil. Natura a fost aproape de noi. Dar a fost aproape pentru că a avut lângă cine să fie aproape. Lângă fermierii țării și, în mod deosebit, la fermierii din Călăraș, unde sunt acum, prin stare de vegetație a culturilor, ne-a putut da nota de interes și de sacrificiu pe care au făcut-o acești oameni. Felicitări și le urez succes și să avem parte de un an agricol bun, când vom putea să aducem sub cheie rodul muncilor atât de greu încercat în această perioadă. Ne paște un mare pericol când începem să facem modificări de lege și vă dau câte exemple vreți în Călăraș. Noi am făcut în România, datorită a două legi, un lucru excepțional pentru agricultura țării. Lucru care nu s-a întâmplat în industrie, dar în agricultură s-a întâmplat. Și anume, legea concesionării și a arendării, care a însemnat posibilitatea juridică ca omul să-și păstreze proprietatea și dreptul de proprietate, dar să intre într-o exploatație agricolă unde
solul să fie lucrat cum trebuie, să crească randamentele la unitatea de suprafață. Păi acum dacă dai drumul la această liberată și într-o fermă anume, vrea unul să cumpere terenul și celălalt are dat și i-a închis toate drumurile, de aceea s-a dus exploatația. Se duce sistemul de irigați pentru că aici nu întâmplător și întrebe cam o zi și jumătate. Da, știu, să mă desfășor în înțeles, pentru că lucrurile acestea, de-aia spunem că nu e numai o greșeală. Din acest punct de vedere, trebuie să reflectăm, iar eu, prin ochiul critic al presii, mă exprim cu lacrima în ochi, nu faceți această greșeală, că ne va costa mult, și nu numai pe voi, ci și generațiile următoare. Mulțumim, domnule ministru! O încântare pentru ca dumneavoastră să fiți în față cu presa Călărășani. Astăzi, în încheiere, vreau să comemorăm și un erou călărășan, erou care a căzut la datorie, vorba de Popa Gheorghe, comandantul Inspectoratului de Situație de Urgență Călăraș și Dobrogea Sud, Constanța, cel care a marcat, să spunem, prin salvarea de vieți omenești la Călăraș și în județul Constanța, cariera domniei sale. A murit la datorie, îl comemorăm și pe Popa Gheorghe, fost comandant al Inspectoratului de Situație de Urgență Călăraș. Astăzi ați primit programul nostru. Dragă presă călărășană, vă invităm în continuare în programul de la Vâlcele, Călăraș, cu zavodă și Frumușani. Vă mulțumim, o zi bună!